Mulți părinți se confruntă cu următoarea dilemă: a achiziționa sau nu un animal de companie pentru copilul lor. Cel mai adesea renunță la idee pentru că nu au timpul necesar îngrijirii acestuia și se tem de eventualele boli pe care le-ar putea transmite juniorilor. Medicii vin cu argumente imbatabile care fac ca aceste temeri ale adulților să pară nejustificate. Copiii și seniorii ar avea numai de câștigat în urma interacțiunii cu animalele, spun specialiștii. Astfel, s-a constatat că, având alături un necuvântător, oamenii sunt mai fericiți și mai puțin singuri. Grija față de un astfel de suflet constituie un nou scop în viață pentru unii, lucru care joacă un rol important în întărirea încrederii în sine. Pentru persoanele dornice de socializare, plimbarea cu câinele poate reprezenta o oportunitate de a lega noi prietenii. De asemenea, este demonstrat faptul că mângâind un câine sau o pisică, corpul este stimulat să producă un hormon care induce o stare de bine și scade, în schimb, nivelul hormonului de stres. În cazul copiilor, ajută la scăderea stării de nervozitate și a hiperactivității. Totodată, proprietarii de animale domestice au o presiune arterială și un ritm cardiac mai scăzut decât cei care nu se bucură de compania lor. Potrivit American Heart Association, există o legătură directă între compania animalelor, îndeosebea câinilor și speranța de viață. Unii medici recomandă adoptarea unui patruped și pentru că ajută la tratarea depresiei, ajută persoanele cu nevoi speciale să depășească orice piedică, previne obezitatea, osteoporoza și artrita reumatoidă, dezvoltă imunitatea împotriva astmului și alergiilor. Într-o concluzie succintă, animalele de companie, indiferent de specie, au darul de a ridica moralul și de a îmbunătăți starea de spirit. Cu o minte senină și o perspectivă pozitivă asupra vieții, omul poate depăși orice fel de obstacol.